Ați vedea o alianță vreodată cu USR-ul? Niciodată să nu spui Nu spui niciodată. Niciodată. Bun. Să Cu știți aur? că eu provin din PRM totuși, adică... E adevărat, da. Mine... Asta, în PRM rația cu 25 de ani da, totuși. Da, depinde foarte mult și de ei. Depinde, adică viața politică s-a degradat în momentul în care a intrat USR-ul în Parlament. Eu vă spun că mandatul trecut am asistat la niște scene care nu-mi venea să cred efectiv că se poate Ireale, întâmpla da. Așa ceva în Parlamentul României. Am mai spus, Viorica Dăncilă au rupt ciorapii când a trecut printre ei pe hol. Deci a fost ceva horror. Acum aurul copiază. Face același lucru pe care l-a făcut USR-ul. Adică, totuși, dacă vrei să intri într-o alianță cu un partid care este serios, care vine cu un program de guvernare, care a guvernat până acum ani de zile, care are mii de primari în toată țara, nu poți să te comporți ca la circ sau ca la, eu știu, bar. Barul din Dar cu toate astea, după toate manifestările USR-ului din acea perioadă, PNL-ul a cooptat la guvernare USR-ul, știm și foarte bine. Și au fugit repede de ei. Nu, i-a dat afară. Da. I-a dat afară, n-au fugit de ei, i-au dat afară, i-au împins pe scări. Deci cu, și cu USR-ul niciodată să nu spui niciodată, e posibil. Nu, și vă spun de ce, pentru că la Craiova, de exemplu, în Consiliul Local, noi am putut să colaborăm pe multe proiecte comune. Adică, deși aveam majoritate în Consiliul Local, în momentul în care USR-ul a spus avem și noi 5 proiecte pentru Craiova și am vrea să le punem în practică, nu, am avut nimic împotrivă și s-au și pus în practică proiectele respective, iar ei au votat bugetul. Adică, depinde foarte mult de... Deci există și în USR oameni, ca să înțeleg. Da, există și în USR oameni care, la Craiova, de exemplu. La Craiova, adică, mă rog. Adică, eu înțeleg că este politică, înțeleg că ne atacăm, dar dacă totul rămâne în limitele decente, a, și o sală polivalentă trebuie la Craiova. Cer scuze că m-am întors. Se construiește. Aveți echipă? Se da? Construiește. Se construiește? Da, sală polivalentă avem pentru sporturile de echipă, basket, handbal și așa aveți mai departe. Aveți echipe, da. Nu, dar da. Vorbesc o sală și acum, multifuncțională. Hai să acum nu zic exact. Și acum facem o sală multifuncțională, mai precis Consiliul Județean cu investește. Locuri? Cu 5.000 de locuri. Și care va fi inclusiv pentru sporturile, pentru ciclism. Va fi singura din România care va putea să organizeze competiții de ciclism. Toate sporturile acestea care sunt de sală. Haideți să vă mai laud un atletism. Pic. Pentru cei care nu știu, în fiecare an ați sprijinit Festivalul de Poezie Adrian Păunescu. Și ăsta e un merit pentru cineva care se îndreaptă spre cultură și spre memoria cuiva care a făcut mult, zic eu, pentru Oltenia și comunitatea respectivă. Și mi-am adus aminte că anul trecut sau cu 2 ani a sărit unul din USR, săracul, că nu știu, cu ceva, cu cenaclu, cu comuniștii, cu Dumnezeule, comuniștii, da, cu un festival de poezie adevărat. Și știu că a sprijinit în ultimii ani ăsta și o altă bilă albă. Și mă întrebam, uite, Olguța Vasilescu face și festivaluri, face și, a făcut și stadionul. De unde, adică n-am bănuit înclinația asta a dumneavoastră spre artă, cultură, sport. A venit pe parcurs, ați învățat. Sigur că a stat lângă Vadim, care era, din punctul ăsta de vedere, o enciclopedie. Noi am candidat în anul 2015 ca să devenim în 2022, pe atunci, capitală culturală a Europei. Și am fost singurul oraș care a candidat cu tot cu regiunea în spate. Adică Oltenia n-a avut niciun fel de problemă să susțină Craiova. Am pierdut. Dar mă uit acum la cei de la Timișoara și îmi dau seama cât de mult poți să duci în derizoriu niște, ideea de... Da, de capitală culturală care ar fi trebuit să ducă orașul undeva. Cred că ceea noi ce l-am fi... s-a întâmplat cu Sibiu la un moment dat, exact. Dacă era Claus cred Ioan, că noi l-am fi dus cu 20 de ani înainte și toată regiunea Oltenia dacă am fi reușit să punem mâna pe acest titlu. Din păcate, mai asta... Putem, mai putem să mai întoarce? Sau peste greu? 10 ani. A, peste 10 ani. Peste 10 ani. Dar să ai asemenea titlu în mână, să poată să-ți vină turiști din toată Europa... Asta și e. Vă spuneam că în 2015 am început cu o grămadă de festivaluri și chiar dacă n-am câștigat, am spus da, dar noi le ducem mai departe, pentru că până la urmă se dar și formează... Dar n-ați făcut festivalul ăla ca să deveniți exact, capitală europeană. Exact, și atât. Nu e... Și după, dacă n-am mai fost să punem în cui totul.
Eu zic că oamenii acum au început să prindă gustul. Adică în momentul când am dus filarmonica în cartiere, mi-aduc aminte că a stat lângă mine un domn care spunea: e prima oară când văd așa ceva, dar chiar o să mă duc. Da, chiar o să mă duc la filarmonică pentru că îmi place ceea ce văd. Adică am început ușor ușor să formăm gustul publicului pentru cultura adevărată. Festivalul Shakespeare, pe care la fel îl sponsorizăm o dată la 2 ani de zile și care este brandul nostru de oraș până la urmă. Este că e de mult, că da, nu știu e și de 20 de ani. Dar nu numai asta, toată presa internațională, cele mai importante publicații sunt la Creava în momentul festivalului. Mircea Joană, președinte? O să vedem, mai e, se întâmplă atât de multe într-un an și jumătate cât au mai rămas până, până la alegeri. Repede, trece repede timpul. Se joacă mult. Cum îl cheamă? Enrique Iglesias, președinte? Ciucă, candidat al PNL? Să știți că ar avea multe șanse, cred că are multe fane. Are șanse în România. În fiecare oraș din România. Da, mai corect. Ciucă, președinte? E mult până departe. E mult până Eu departe. Zic că va fi un PSD-ist, adică după foarte mulți ani. Adică ați fost atât de exact la toate întrebările, ați explicat, iar la asta cu Ciucă, președinte, e mult păi până departe. Păi nu știu departe. Să vă răspund și decât să... Păi vă e mint... chestia cu no comment. Băsescu, mai știți ceva de el? Doamne ferește. Sărar, da, doamne ferește. Cine mai putea fi președinte? Cum îl cheamă? De la PSD? Ciolacu, președinte? Poate să fie. Aici nu mai e mult până departe. Nu mai e mult până departe. Mai... Aici nu mai e. Deci după într-un an și jumătate se pot schimba foarte multe lucruri. Zic. Dar aici n-a mai fost mult până departe, păi, că e din PSD. E foarte îndreptățit, pentru că este liderul partidului. Depinde foarte mult de ce va fi, cum va fi ca prim-ministru. Vedeți, uite, aici iarăși un lucru de apreciat la Ciolacu. Până în momentul alegerii lui ca președinte, era o cutumă în partid. Președintele partidului obligatoriu se duce la președinție. Da. Când a venit președinte, a spus clar: nu vă bazați pe mine. Facem un sondaj, facem național, un sondaj național, vedem ce și se întâmplă se și nu se cel eu. Mai bun. Nu știu, o să vedem la vremea respectivă ce o să fie, dar cu siguranță am greșit de multe ori exact pe... Noi? Da, noi, greșit noi de 33 de nu, ani. Noi PSD-ul am greșit pentru că... De ce ați greșit? Uite cum... Păi Năstase a fost... la aia cu că s-a furat alegerile și Geana a venit. L-a câștigat. Geana a câștigat cu 2009 Viorica și așa mai departe. Că nu trebuia Viorica președintele Dăncil... partidului nu. Atunci cu Viorica obligatoriu Dăncilă, să fie nu. Și... Nu, mai ales că n-a avut sprijin și dintr-o dată... Nu e adevărat. Dacă n-avea sprijin, eu vă spun că am fost șefa ei de campanie. Nu, n-avea sprijin în rândurile populației. A, așa, în sensul așa, ăsta. Da. Adică nu era... în momentul în care am intrat șefă de campanie avea 7% în sondaj. Da, a crescut, dar... Și a trebuit ca partidul să muncească, nu poate să spună nimeni da, că partidul n-a tras pentru ea în primul rând la domnia sa, cu tot respectul, pe când se putea gândi la partid și atunci venea cu un candidat exact cum vrea să facă Ciolacu. Bine, Ciolacu, mă rog, la Buzău sunt și covrige aia sau ce... La Buzău câștigă alegerile de 20 de ani și e pe primul loc. Lăsa, nu, câștigă că e primarul foarte bun de acolo. S-au mai schimbat primarii. E important. Nu, s-au mai schimbat primarii la Buzău. Se face sondaj național. Și-au câștigat de fiecare dată. Sondaj național, cine va fi candidatul PSD? Eu voi fi. Păi Ciolacu să fie, nu să fiu eu. Asta e o șmecherie. O să vedem. Nu știu dacă e o șmecherie. Bine, eu susțin pe Crin Antonescu dacă vrea să candideze, îmi pare rău. Vom fi... A avut șansa lui Crin. Intrați în campanie? Cum a spus la Dăncilă? 100% voi intra în campanie. Nu știu de pe ce ca poziție. Șef de campanie sau un om important că, în staful... Nu cred că va fi cazul. Vreau să știu că ne vom întâlni dacă eu voi fi la Antonescu acum. Și ne vom război. Și vreau să pregătesc de acum armele. Da, nu cred că va fi Crin Antonescu și nici eu nu cred că voi fi șefă de campanie. Atunci am ajuns dintr-o anumită conjunctură pentru că Dăncilă credea că Oltenia n-o sprijină și știa că e bazinul de vot cel mai important al partidului și atunci...